Bun găsit, doamnelor și domnilor, urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Două instituții de învățământ din Câmpul Lung au risc crescut de prăbușire. 3.000 de turiști vor sosi în acest weekend la Câmpul Lung pentru a participa la festivalul Posada Rock. Tabelă electronică de marcaj pentru primul turneu internațional de volei feminin la sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muștăr. Expertiza comandată de către primăria municipiului Câmpul Lung pentru două clădiri cu risc ridicat la cutremur dă fiori pe șira spinării atât autorităților cât și cadrelor didactice și părinților. La școala gimnazială Oprea Iurgulescu, acoperișul trebuie să fie urgent consolidat. Iar la grădinița Sfântul Nicolae, atât acoperișul cât și clădirea au nevoie de reparații serioase. Cele două clădiri adăpostesc 600 de elevi și preșcolari. O școală și o grădiniță au mari probleme, riscând să rămână închise sau, eventual, copiii să fie mutați parțial în alte clădiri, cu doar o săptămână înaintea începerii anului școlar. Ambele sunt clădiri cu risc mare de a fi avariate la un vânt puternic sau la un cutremur mai serios. Expertiza comandată de Primăria Municipiului Câmpul Lung arată că acoperișul școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu trebuie grabnic consolidat, iar la grădinița Sfântul Nicolae atât acoperișul cât și clădirea au nevoie de consolidări. În cele două instituții de învățământ sunt 600 de preșcolari și elevi a căror viață este în pericol. Situația cu Sfântul Nicolae nu e bună. La Oprea Iorgulescu am găsit soluție, în sensul că, conform expertizei tehnice, dacă, Doamne ferește, va fi o vijelie puternică sau începe de mâine să ningă la Câmpul Lung și va fi o cantitate mare de zăpadă și se va dărâma acoperișul, vor fi doar daune materiale, pe când la Sfântul Nicolae pot fi, Doamne ferește, pierderi de vieți omenești. Și atunci o să facem, domnul Crețu, o adresă, pentru că am tot așteptat să văd, poate reușesc să facă rost mai repede de o echipă. Aveam o soluție, am făcut adrese peste tot și bineînțeles că am primit 0 lei de la Ministerul Educației, Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Județean, Ministerul Dezvoltării, Ministerul de Finanțe, am făcut către toți adresă pentru a reuși să terminăm centrul multifuncțional de la școala 3 și a muta copiii de la Sfântul Nicolae acolo. Pentru aia ar trebui rapid 1 milion de lei. Nu există. Noi nu avem acești bani. Nu știu de ce crede toată lumea că noi suntem în Dubai, suntem la Câmpul Lung, banii nu avem. Avem doar din fonduri europene. Însă am găsit cu mari eforturi sumele necesare pentru a face lucrările de extremă urgență la acoperiș, atât la Sfântul Nicolae, cât și la Oprea Iorgulescu, și pentru ca acești copii să poată să stea în siguranță cel puțin 2 ani, până când noi vom putea să facem consolidare și eficientizare energetică la clădirea veche de la Oprea Iorgulescu și Sfântul Nicolae, pentru că săptămâna viitoare, dacă nu cel mai târziu cealaltă, o să depunem pe două axe de finanțare aceste două clădiri și cred că o să se aprobe, sper, în regim de urgență, având în vedere faptul că este risc seismic 1, această finanțare, dar după cum merg lucrurile la stat, nu văd o rezolvare, adică să avem clădiri consolidate și făcută eficientizarea energetică mai repede de 2 ani. Oricum, trebuie să găsim sumele necesare pentru a termina centrul multifuncțional, pentru că nu se vor putea face lucrări de consolidare și eficientizare energetică cu copiii înăuntru, la Sfântul Nicolae, iar în momentul de față avem promisiuni că avem o echipă de super experți care se pricep să facă această structură care este extrem de complicată din pod de la Sfântul Nicolae, cel mai devreme pe data de 10 octombrie. Nu știu ce vom face, deci o să cerem și părerea Inspectoratului Județean,
Este o situație excepțională, chiar dacă mâine ar veni toate educatoarele și părinții să dea cu subsemnatul că vor să rămână copii acolo, eu nu pot să fiu de acord cu asta, pentru că în calitate de primar sunt responsabilă pentru siguranța și sănătatea câmpulungenilor. Administrația locală este pusă în situația de a găsi urgent soluții. Deocamdată, acestea nu prea se întrevăd. Momentan, situația celor două clădiri a fost prezentată și la Inspectoratul Școlar Argeș, care trebuie să vină cu o soluție măcar pe termen scurt. La școala gimnazială Oprea Iorgulescu, cel puțin în această toamnă, elevii se vor întoarce în bănci, părinții asumându-și eventualele riscuri, însă clădirea de lângă policlinică, unde funcționează grădinița Sfântul Nicolae, va rămâne închisă. La Sera de Flori a municipiului Câmpul Lung se pregătesc jardinierele cu flori pentru înfrumusețarea bulevardului Pardon. La ornamentare a dat o mână de ajutor și primarul Elena Lasconi. Începând de luni, se va trece la procedura de montare a acestora de o parte și de alta a bulevardului. Specialiștii de la Sera de Flori a municipiului Câmpul Lung lucrează la pregătirea jardinierelor cu flori ce vor decora bulevardul Pardon. În mijlocul lor s-a aflat și primarul Elena Lasconi, care a dorit să dea o mână de ajutor pentru ca totul să iasă așa cum a văzut în mai multe orașe europene. Florile sunt produse în Sera, aflată în subordinea administrației domeniului public și privat al municipiului, iar jardinierele personalizate au fost confecționate cu bani obținuți din sponsorizări de la o firmă din Brașov. Vreau să facem jardinierele astea să fie frumoase, cu ce avem, că nu am dat niciun ban pe flori, adică sunt florile care sunt prinse de colegele mele de la Seră și am venit să văd exact ce putem să luăm. Luăm o mușcată de acolo, una de acolo, avem 32 de jardiniere, trebuie să fie premium, pentru că Câmpul Lung este un oraș nobil, deci nu mergem cu mărunțiși. O să fie 16 pe o parte, 16 pe alta, 8 treceri de pietoni și facem câte 2-2-2 în oglindă. Când ai trecerea de pietoni aici, alea două să fie identice în partea asta. E destul de complicat, să știți, pentru că nu avem chiar atât de multe flori, nu sunt foarte multe înflorite și e bine să ai și înălțime și planta târnătoare și culoare în jardiniere, cel puțin... Asta îmi place mie să văd și asta am văzut în străinătate, peste tot pe unde am umblat și am fotografiat. Îmi place să grădinărez maxim și vreau să arate într-un fel. Acum o să fac apel la toți oamenii care văd pe cineva care se apucă să ia flori din jardiniere, să sune la poliție, o să facem post fix pentru poliția locală pe bulevard. Și sper să respecte oamenii. Așa se vede din stradă, deci vreau să fie liberă stema, pentru că asta este identitatea Câmpul Lungului. Asta e partea care o să se vadă, deci aici e trotuarul, merg pe trotuar, așa, aici se trece de pietoni. Da? Și o să fie o altă aici, în partea stângă. Sunt superbe, o să fac o comunicare, o conferință de presă și... Când o să avem și câte o bucată măcar dintr-o bancă, bolarzii deja sunt aduși. A fost foarte greu să fac rost de atâția bani, pentru că e vorba de mulți bani, nu știu câți am adunat, de peste 500 de mii, cred. Vă dau un exemplu de ce a fost foarte greu, pentru că am apelat inclusiv la firme mici, cei de pe bulevard nu au dat nicio sponsorizare, deși beneficiază de toate lucrurile acestea, dar poate că n-au avut, nu știe nimeni ce e acolo. O să cumpăr și eu flori, pentru că florile sunt foarte scumpe, sunt între 30 și 60 de mii de euro, alea care o să vină pe partea cu teii, nu vorbesc de astea, pe care le încropim acum. Sunt din fontă, sunt turnate. A durat ceva, le-am personalizat, totul este personalizat. Și coșurile de gunoi sunt branduite cu sigla primăriei, nu cu stema. Cu sigla primăriei, cu stema am considerat că la jardiniere se potrivește. Trebuie să mai achiziționăm
două jardiniere din granit, superbe, rotunde, o să vă arăt în conferința de presă, și la alea, v-a zis, se pretează să pui pomișor ornamental și în partea de jos vizualizezi să schimbi plante în funcție de anotimp. Adică să ai primăvara narcise, lalele, să ai vara, uite, ochiul boului, mai știu. Să ne... plante de sezon. Da, plante de sezon, dar vă spun, o să le facem toate cu specialiști. De luni, jardinierele vor fi montate pe bulevard pentru a înfrumuseța zona centrală a municipiului. Pentru a nu fi degradată de cetățenii răuvoitori, în zona bulevardului se va înființa un post permanent de observație al poliției locale. Trupe prestigioase în muzica de gen au sosit să facă spectacole la ediția de anul acesta a concursului de muzică rock Posada. În concurs, după selecție, au rămas 10 trupe, plus una aleasă de către organizatori, care acoperă toate regiunile țării. Anul acesta, festivalul are două componente, școala de rock și concursul Rock Posada. Timp de 3 zile, între 1 și 3 septembrie, Câmpul Lungul va fi patria rockului. Trupe de prestigiu, sosite de peste hotare, dar și din țară, au venit la Câmpul Lung pentru a concerta la cel de-al treilea mare festival de gen din țară. În sala de festivități a primăriei, primarul Elena Lasconi, Bogdan Trâmbaciu și Răzvan Brăileanu au susținut o conferință de presă. Bine ați venit! Posada! Să înceapă posada! Ok, eu nu o să vorbesc foarte mult, mă bucur foarte mult că... ține tradiția asta cu rock-ul la Câmpul Lung și sper să o duceți și la un alt nivel, atât cât putem vă sprijinim. Anul acesta, la cea de-a 37-a ediție, au fost selectate pentru a concura la Câmpul Lung 10 formații din toate colțurile României, plus o formație aleasă de organizatori. Începând cu această ediție, festivalul se va desfășura pe două componente, școala de rock și concursul propriu-zis Rock Posada. Am avut 52 de aplicații valide, au fost trupe din România, din Republica Moldova, din Ungaria și din Croația. În final, o să vă spun și componența juriului, mă uit aici ca să nu uit pe cineva, juriul format din Cristi Gram, Lenzi Chiriac, Andi Ionescu, Mihai Ilie, Vlad Bușcă, Bogdan Prundeanu, Denis Uță, Bogdan Trâmbaciu și eu, Răzvan Brăileanu, am ales cele mai bune 10 formații care să participe la finala din Câmpul Lung și să cânte, practic, pe scena Posada Rock. Aceste formații sunt Crimena din Craiova, Diluvian Collapse din Timișoara, Endless Dark din Târnăveni, Imprudent din Iași, Leather Brigade din București, MBP din București, Neon Prophecies tot din București, Serpent Stream din Iași, Ungoliant din București și Wild Child din Sibiu. Conform regulamentului de jurizare, anul acesta ne-am permis să acordăm și un wild card unei trupe pe care am văzut-o într-un alt eveniment, alt festival, și care ne-a impresionat. Anul acesta, practic, deci o să avem 11 formații în concurs, a 11-a formație este The Groovy Bastards din București. După cum vedeți, majoritatea trupelor sunt din București, dar ne bucurăm totuși că avem trupe din toate regiunile țării, avem și din Ardeal, din Târnăveni, avem și din Timișoara, avem două trupe din Iași, toate sunt foarte, foarte valoroase. Lucru pe care l-am remarcat de altfel de la ediție la ediție este faptul că crește constant valoarea trupelor care se înscriu în concurs. Acum abia așteptăm să le vedem la treabă pe scenă, să le vedem performând live, să le evaluăm. Performanța, juriul finalei concursului este, are aceeași componență ca și cel din preselecție. Mușcelanul Bogdan Trâmbaciu, consilier la Ministerul Culturii și unul dintre cei care au făcut din acest festival concurs unul de ținută, a adus câteva precizări despre ce vom putea asculta și urmări la această ediție, care a debutat vineri 1 septembrie. Astăzi avem Dooms de Astronaut din Sibiu, câștigătorii ediției de anul trecut a festivalului, urmați de două recitaluri pe care eu le aștept extraordinar de mult, am văzut deja la probele de sunet, Royal Hunt, care se întorc la Posada, o mare formație din Danemarca, mă rog, membrii sunt din mai multe țări, și Soen, care
Soie în momentul ăsta este una din trupele prog cele mai pe val din Europa și din lume. Fac turnee în America sold out și chiar astăzi au lansat un nou album și ei au vrut să-l lanseze la Posada. Mâine avem a doua ediție a concursului, a doua zi de concurs, urmată de recitalul Machiavellian Gade, care este o trupă pe val din România, apoi Cryptosis, o trupă foarte bună de thrash metal, vă invit să o urmăriți, trebuia să fie urmată de Septic Flesh din Grecia, care din păcate au anulat și ne-au dat bătaie de cap în ultimele două zile enormă să găsim un locuitor. Am reușit să găsim în formația Less Hope din Bulgaria, o trupă care a mai fost și ea o dată la Posada, anul ăsta a deschis la Pantera, o să fie un show plin de energie și recomand tuturor. Și headlinerii zilei de sâmbătă, Carcass din Marea Britanie, o trupă care nu mai necesită niciun fel de prezentare și pe care țin minte că o vedeam pe casete video când prin 93-94. Iar în ultima zi avem gala laureaților, unde vom da premiile împreună și apoi vom avea formațiile câștigătoare vor cânta, iar în continuare va fi formația Lost din București, o formație cunoscută în România, urmată de Crematorii, pe care foarte multe lume îi așteaptă prima dată la Posada Rock și n-am mai fost de mult în România, din Germania, și încheiem festivalul cu probabil cea mai așteptată, una dintre cele mai așteptate formații, Sodom, din Germania, care vor avea un show de 90 de minute în încheierea festivalului. Se așteaptă în acest weekend ca în municipiul Câmpulung să sosească peste 3.000 de turiști. Tabăra Tradiție și Noutate, organizată de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului în localitatea Corbeni, a fost una încărcată de evenimente culturale și spirituale pentru cei 16 tineri sosiți aici. Aceștia au avut ocazia să descopere tezaurul istoric, cultural și tradițional al zonei de nord a Argeșului. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat la sfârșitul lunii august Tabăra pentru Tineret, Tradiție și Noutate. Beneficiarii acestei tabere au fost 16 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din diferite colțuri ale țării. În cele 6 zile, aceștia au participat la diferite conferințe tematice, precum și la diverse activități creative și interactive de cunoaștere. Aceștia au avut ocazia să descopere atât tezaurul spiritual, cultural și istoric al zonei, cât și bogăția tradițiilor specifice spațiului Ortodoxiei Românești din județul Argeș. Oaspeții au fost cazați într-un spațiu frumos aflat în apropierea mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul Antonești din comuna Corbeni. Am putea spune că suntem încântați de faptul că a fost un succes, spunem noi, dar și regret că ne despărțim de tinerii aceștia minunați. Am avut ocazia de a interacționa cu tinerii de valoroși, tineri iubitori de Dumnezeu și iubitori de patrie. Am punctat cu ei diferite destinații în cuprinsul eparhiei noastre și diferite activități. Suntem încântați că există astfel de tineri și de faptul că noi am putut să fim gazele lor și le-am pus la dispoziție o mulțime de variante de a petrece o săptămână împreună. Iar acum, văzându-le zâmbetul pe buze, spunem că ceea ce noi am investit se regăsește în bucuria pe care o vedem pe chipul lor. Beneficiarii taberei au avut ocazia să se întâlnească și cu părintele consilier eparhial Cosmin Blojiu, responsabil de sectorul patrimoniu bisericesc, care a făcut o scurtă prezentare a valorilor patrimoniale din tezaurul cultural-istoric al eparhiei Argeșului și Muscelului. Mitropolia Munteniei și Dobrogei, prin Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, a desfășurat în această perioadă la mănăstirea nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, din localitatea Corbeni, Tabăra Națională Tradiție și Noutate. Tabăra a avut ca moto pe Argeș și în sus și au participat tineri din întreaga patriarhie care au venit cu multă dorință de cunoaștere atât a tradițiilor, dar și a frumuseților și a istoriei argeșene. Se constată această dorință a tinerilor de întoarcere la rădăcinile neamului, de cunoaștere a adevăratelor valori. Au fost tineri de la medicină,
de la Academia Militară, de la Teologie, de la Informatică și Calculatoare, care s-au bucurat și au apreciat această activitate pe care biserica o desfășoară în rândul lor, pentru ca ei să devină vectori în viitor ai adevărului, ai binelui, ai credinței și ale adevăratelor valori strămoșești. Au fost 6 zile în care tinerii au vizitat bisericile și mănăstirile din partea de nord a Argeșului, obiectivele culturale din această zonă și s-au informat despre tradiția și istoria locului. Mi-a plăcut foarte, foarte mult experiența pe care am avut-o zilele acestea în Argeș. Mi s-a părut o tabără foarte bine organizată, atât din punct de vedere al locației, cât și din punct de vedere al lucrurilor pe care le-am vizitat și al oamenilor pe care i-am cunoscut în această perioadă. Mi se pare că merită văzut atât județul Argeș, cât și locația unde a fost cazat, de exemplu, și obiectivele pe care le-am vizitat sunt foarte frumoase și aș recomanda această experiență și altor tineri care sunt credincioși ortodoxi și care vor să mai viziteze sau să se implice în astfel de eveniment în viitor. Vin din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tabăra a fost o experiență importantă. Am mai fost și acum 4 ani în cadrul unei tabere tradiție și noutate desfășurată la izvorul Mureșului. Mi s-a părut important faptul că aici ne-am simțit confortabil să împărtășim aceeași credință fără să ne jenăm și să avem tendința de a ne ascunde ceea ce trăim, pentru că până la urmă credința într-un Hristos ne adună pe toți. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, în calitate de organizator, a depus toate eforturile pentru a răspunde nevoilor de formare și pentru a consolida viața de comuniune a tinerilor participanți. Rezultatele obținute după această întâlnire au fost pozitive, fiind evidențiate solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserica Ortodoxă drept măritoare. În mai puțin de o săptămână, la Câmpul Lung se va desfășura primul turneu internațional de volei feminin. Pregătirile au intrat în linie dreaptă atât pe plan sportiv, cât și în plan administrativ. La sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muștel a fost instalată o tabelă electronică de marcaj. Pregătirile pentru organizarea primului turneu internațional de volei au intrat în linie dreaptă. Au fost stabilite cele două grupe și se fac ultimele retușuri. Cea mai nouă achiziție, o tabelă electronică de marcaj pentru sala de sport de la școala gimnazială Nanu Muscel. În paralel, fetele fac antrenamente la intensitate crescută, întrucât dorința întregului lot de la CS Muscel Volei este de a avea o comportare exemplară, demnă de emblema de echipă vicecampioană a României. Suntem deja în febra pregătirilor turneului internațional. În ce stadiu sunteți? Da, sunt două aspecte, aspectul sportiv și aspectul administrativ. În continuare, se pare că în ultima perioadă punem foarte mare accent pe aspectul administrativ. Cu sprijinul unor oameni de bine, oameni de afacere, am reușit să achiziționăm plasele de protecție, tabela de marcaj, s-a lucrat și la vestiare și la băi. Sperăm să ne prezentăm în data de 7 septembrie în cele mai bune condiții cu sala. Și aspectul sportiv, ne continuăm antrenamentele, sperăm și pe de această dată să avem o evoluție bună în acest turneu, chiar dacă este un turneu amical de pregătire și mai mult de prietenie, spun eu. Ați stabilit grupele, ați stabilit jocurile? Da, jocurile se vor desfășura în cele două săli, Carol I și Nanu Muscel. Am stabilit grupele, echipa noastră va juca în grupa A la Nanu Muscel, în compania formațiilor Panathinaikos Athena, CSS Academica Focșani și Champion Sibiu. Grupa cealaltă la Carol I, Cavala, Dinamo București, CSM București și Juvenil Brașov. Vreau să mulțumesc în mod deosebit oamenilor de suflet care și de această dată au fost alături de noi. În tot ce am întreprins în sală, am primit mingi, am primit coși de mingi, avem, spun eu, aproape toate condițiile, în afară de suprafața pe care ne-o dorim foarte mult.
Emulația creată în jurul echipei de volei, datorată în principal rezultatelor obținute de fete în ultimele trei sezoane, determină și oamenii de afaceri să se implice în susținerea eforturilor făcute de profesorul Adrian Mihăilă împreună cu Asociația de Părinți, ceea ce este un fapt îmbucurător. În mai puțin de o săptămână, Câmpul Lungul va fi pus pe harta europeană a voleiului juvenil, iar acest aspect nu poate să treacă neobservat. FC Argeș și CS Mioveni au fost eliminate din Cupa României în play-off-ul competiției surprizelor. FC Argeș a pierdut la Oradea, iar CS Mioveni a fost învinsă pe teren propriu de FC Botoșani. Ultimele reprezentante ale județului Argeș în Cupa României s-au oprit în play-off. FC Argeș a avut din nou o prestație slabă în jocul de la Oradea, fiind eliminată din cupă de FC Bihor, echipă ce activează în Liga a treia. Singurul gol al partidei a fost marcat de Daniel Stan. Alb-violeții nu se regăsesc în acest început de sezon, iar din degringolada în care conducătorii au adus echipa, nu poate să iasă nimic bun. CS Mioveni a clacat pe finalul partidei cu FC Botoșani de pe teren propriu, primind două goluri în ultimele 6 minute din timpul regulamentar. CS Mioveni a făcut un meci bun, a ținut sub presiune FC Botoșani pentru minute bune, chiar dacă a trimis pe teren jucători care au evoluat mai puțin până acum în campionat. Schumacher a remarcat și o ușoară stare de oboseală pentru echipa sa. Venim după un meci cu echipă bună. Felicit echipa mea pentru atitudinea pe care au avut-o. Jucăm 3 meciuri într-o săptămână, este greu pentru noi, dar cum am dus jocul până în acel moment când am luat gol, îi felicit. Păcat că am luat gol, puteam să ajungem în prelungiri, nu știam ce se întâmplă atunci, dar pot să spun că sunt mulțumit de atitudinea echipei mele și sper că să înțeleagă că pot face mult mai mult. Spunea că s-a dat un test util, dar am jucat cu Pădăriga Arbii și spun că a fost așa un punct de repere până la urmă, pentru că băieții până în 84-85 au stat foarte bine. Da, sunt foarte mulțumit de ei, sunt foarte mulțumit și pentru că au fost mulți jucători noi în echipă, care nu au avut foarte multe minute. Un test util pentru noi. Trebuie să trecem mai departe, trebuie să trecem cu fruntea sus, pentru că urmează meciul de duminică, care din punctul meu de vedere este foarte important. Jucăm cu echipa de la noi din campionat, din Liga 2 și trebuie să facem tot posibilul să câștigăm meciul. Odată încheiată aventura din acest sezon de Cupa României, celor două formații argeșene ce activează în eșalonul secund nu le rămâne decât să se concentreze pe jocurile din campionat. Înaintea partidelor cu Metalo Globus București, respectiv CSC Dumbrăvița, FC Argeș ocupa locul 16 cu doar 3 puncte, în timp ce galben-verzii de la Mioveni se situau pe locul 9 cu 6 puncte acumulate în 4 etape. Mâine, în județul Argeș, cerul va fi în general senin, iar termometrele vor arăta temperaturi de până la 30 de grade Celsius. În partea de nord, la Rucări și Nucșoara, vor fi înregistrate până la 23 de grade. Vom avea 25 de grade la Corb, iar la Mușătești vor fi chiar 27 de grade. Cel mai cald, în partea de nord, va fi la Vlădești. Aici, termometrele vor arăta 28 de grade. La Câmpul Lung, vremea va fi frumoasă și caldă. Termometrele vor arăta până la 26 de grade Celsius. În sud vor fi înregistrate 29-30 de grade. La Pitești vremea va fi frumoasă și caldă, vor fi 29 de grade. În Dâmbovița vremea se menține caldă cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. În partea de nord vântul va sufla slab, iar termometrele vor înregistra până la 28 de grade Celsius. La Râu Alb vor fi înregistrate 23 de grade Celsius. Vom avea 24 de grade la Bărbulețu, 26 la Malul cu Flori, iar la Voinești vor fi până la 28 de grade. În sud, temperaturile cresc, vor fi înregistrate 29 de grade la Mătăsaru, 30 de grade vor fi la Petrești. La Vișina și la Corbii Mari, termometrele vor indica 31 de grade. La Târgoviște, vremea se menține frumoasă, cerul va fi mai mult senin și vor fi 29 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin și vor fi temperaturi ce nu vor depăși 13 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung vremea va fi frumoasă, vor fi înregistrate 26 de grade.
Duminică va fi puțin mai cald, vor fi chiar 27 de grade Celsius. De luni însă vremea se răcește, vor veni nori de ploaie și vor fi înregistrate până la 23 de grade. Acestea sunt momentan informațiile. Ne revedem săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Clar TV. Urmează emisiunea Obiectiv Mușcelean. Vă doresc vizionare plăcută!